Pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Basilica, donde? Ah, si, vamos. Ah, wow. Și ajungem în sfârșit, vedem basilica care era superbă, adică n-am mai văzut o clădire atât de frumoasă în Argentina niciodată. Hola! Hola! Și avem un mission board și începem să-l citim. Erau trei oameni acolo cu un card plin de chestii vechi, așa. În dreapta mea era și o statuie foarte mare din ceva metal, fiare. Chatarero înseamnă negustor de vechituri. Și era o meserie des întâlnită în timpul anilor grei ai regimului totalitar. Okay. Misiunea voastră este să ajutați un chatarero local. Astăzi trebuie să fim niște chatarero. Practic sunt niște oameni care vând antichități pe stradă și astăzi trebuie să facem și noi acest job. Colectați, schimbați, cumpărați și vindeți vechituri, obiecte folosite și antichități. Mai întâi încărcați căruciorul cu toate obiectele de pe masă. Okay. Printre ele sunt câteva obiecte vintage sau antice, okay, în perfectă stare, care trebuie vândute. Alegeți un plic cu harta zonei în care trebuie să performați. Primim un plic și era imens plicul, aveam. Mergeți în zona care v-a fost desemnată și urmați acești pași. 1. Căutați unul dintre magazinele religioase din zonă. Pentru protecție, chatareros folosesc imaginea Sfintei Virgen de Luján. Asta veți face și voi. Găsiți o imagine cu ea și puneți-o în cărucior. Aparatodo. Alegeți rolurile. Conducătorul va împinge căruciorul, iar promotorul va atrage clienții. 3. Vinde cel puțin 3 obiecte din cărucior. Okay. Niciun obiect nu poate fi vândut cu mai puțin de 200 de pesos. Un iepuraș vechi cu baterii. Cutia ruginită, un telefon vechi. 15.000 de pesos pentru un radio, 35.000 de pesos pentru o revistă. 70 de dolari, adică chiar e o sumă mare de bani. Este o sumă foarte mare de bani, un disc vechi pentru 5.000 de pesos. Vindeți 3 piese de îmbrăcăminte vintage. Niciuna cu mai puțin de 500 de pesos. 6. Obțineți marfă nouă, schimbați lucruri din căruciorul vostru ca să obțineți 2 cărți, o pereche de încălțăminte, o oală veche. Apoi, întoarceți-vă aici pentru a încheia socotelile cu șeful vostru. Prima oară trebuie să găsim o iconiță, mergem fix în față pentru că erau multe standuri, ne oprim la al doilea stand, întrebăm dacă au această iconiță, erau foarte multe lucruri în legătură cu Dumnezeu, cu religia. Gracias! Muchas gracias! Buena suerte! Acum trebuie să mergem în zona unde să vinem aceste lucruri. Aici, dreapta! La stânga, aici? Chatarero de România, chatareros. Ya llega desde România el chatarero, chatarero. Suntem aici să vindem lucruri antichități. Por favor, puede comprar, eso es antigua, para 200 pesos. Primele antichități nu erau atât de grele de vândut, pentru că erau 200 de pesos. Și am zis, hai că pentru 200 de pesos ne descurcăm destul de repede. Gracias, gracias. Gracias. Avem primul obiect vândut, 200 de pesos, un iepuraș cu baterii. El charatero, chatatero de România! Hola, buenas, señor. Vendemos cosas, estamos de un reality show de Europa. Și încercăm și cu el, chatarero, chatarero, să ne ajute și până la urmă ne cumpără cu 200 de pesos telefonul vechi. Okay. Gracias. Gracias. Yo soy con el dinero. Eso no quieres para 200, por favor. Si compra eso, terminamos. Ne-am dat seama că o să fie foarte greu să vindem toate lucrurile din cărucior, pentru că făceau niște fețe oamenii când le spuneam prețurile revistelor sau a radioului. Făceau, mamă, nu, e foarte scump. În pauză, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.